Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție de top interviuri de povești. Astăzi un uh, invitat special a câștigat patru trofee cu patru echipe diferite din uh, România, patru echipe importante, atunci când trofeele se câștigau mult mai greu decât se câștigă acum. Domnul Alexandru Boca alături de mine. Vă mulțumesc mult de tot, că ați acceptat uh, Oricând, invitația cu mare plăcere. mea. Uh, aveți multe povești, încercăm să le acoperim într-o oră. Primii pași în fotbal. Când I-ați făcut în mod organizat sau cum a fost? Primii pași în fotbal au fost făcuți la 12-13 ani, centru înaintaș, la o echipă de liga 4, de județ, la Vașcău pentru că eram slăbuți foarte înalt, aveam detentă foarte bună și jucam centru înaintaș. Marcam goluri cu capul și am făcut un an, doi ani am jucat la echipa respectivă, după care la un meci la Oradea, jucam cu Blenuri Oradea, Ilioana Ana, antrenorul la Petrolul, era cu soția la Băile Felix. Și a venit la meci. Și a venit la mine după meci și a zis, Pușture, tu dacă vrei să ajungi fotbalist când termin liceul, vii și mă cauți pe mine la ploiești. Eu sunt Ilioana, antrenorul Petrolul. Ce știam eu de Petrolul? Eu aveam difuzor la Bașcău, nu aveam televizor, nu aveam nimic. Da. Dar plecând, am început să mă interesez. Ăștia toți, mă, ce noroc a dat peste tine, mă, ce noroc a dat. că mi-au lucrat la CFR și aveam permis. Cu 50 de bani mergeai unde vrei în toată țara. Și după două săptămâni, m-am urcat în tren, fără să fiu plecat de acasă nici o jumătate de minut, m-am urcat în tren și direct la Ploiești. Deci la vârsta aceea, singur, la 13 ani? Șap, nu, a, 17, 17 ani. 17 ani a. La 13 ani am început a, să da, joc da, da, în da. județ. Aha, da, da, da. Deci aveam 16 ani jumate, 17 da. ani. M-am urcat în, în tren și am plecat direct la Ploiești. Fără să fiu plecat nici o, un minut de lângă maică mea. Mergeam doar la sora mea la Oradea. În tren, vorbind dar de lenește cum vorbeam toți aia din compartiment, eu le spuneam deja că mă duc și că o să ajung fotbalist mare și aia râdeau de mine. Și în loc să cobor în gara de Ploiești-Vest, eu am crezut că e ca la Oradea, gara mare. M-a dus și m-a dat jos la Brazi. Mi-a zis un, un tip, zice, puștile coboară aici, e autobuz și te duci dacă ai noroc. M-a dus la Ploiești când am văzut orașul, în centru, chiar în centru, așa. Da. Am întrebat, unde-i, vorbind ardele, unde e terenul de... Ce teren, mă, puștile? Unde joacă petrolul. Păi uite, e așa, așa, și mă duc și intru și mă duc direct cu... Să... Pe, pe, gazon. Tână, da. Era o nu, neagică uda. Bună seara, bună seara. Ce faci, puștele aici? Norcau pe nenea Elioană. Ce? <gângă> Zice, dar tu unde ești tu? Și cum vorbea și-a dat seama imediat. Zic, păi, de la Vașcău. Unde mă Vașcău ăsta? Păi, pe lângă Oradea, până Ardea. Și ce ai cu Elioană? Păi eu zic că dacă vreau să mă fac fotbalist, să vin să-l caut. Păi și tu ai venit acum? Da, dar da, cum ai venit? Vin o Și mă duce... La președintele, la Pantilie, Aha. care era președintele clubului birou. Ăla acum a văzut, ce, bă, tu ai fugit de acasă. Da, am fugit de acasă. Pus mâna pe telefon, a sunat la Sfatul Popular în Vașcău, anunțați familia buc, copilul a ajuns la ploie și pe mâini bune. Toată lumea era disperată, unde sunt deja. nu-i spusese părinților Nimic, că niciun cuvânt Ați la plecat? nimeni. Niciun cuvânt la, la Geantă, nimic, haine, nimic. O, a, o, ce, o da. gentuță acolo Așa. cu ce, ce haine se... Și Petrolul era plecată, în cu Orașelor târguri la Leipzig. Și era plecată. Și Iliu s-a ce mă puștole. Deci, tu trebuie, dacă vrei să stai să-l aștepți. Avea o echipă de tineret Petrolul și avea un apartament cu patru camere închiriat, unde stăteau niște fotbaliști din București care jucau la tineret. Te duci și dorme acolo, m-a trimis cu șoferul de la club, cu mașina. M am dus când m-au văzut acestea, normal că București, m-au luat și ei la mișto, m pus într-o cameră, noaptea la 12, țipa una, o bătea oia, nu știu. Eu, a doua zi, m-am dus la club și am spus, Dumnezeu, nu mai domnul, de ce o bătu pe una azi noapte? La ora 11, meci amical, tineretul Petrolul cu Prahova Ploiești, unde antrenor era florică fătul, un foarte mare yeah, antrenor. Yeah. Eu venit și dornic. Am băgat un material la meciul respectiv. Că după meci, Florica, fată, a venit la și a zis, dacă nu rezolv nimic cu Ileoană, și vorbești cu mine. În fine, a venit. Deci, erați asigurat? Da, a venit Nea Ileoană și când m-a văzut, a zis: Cum mă s-a îndolit eu? -am zis: când termin liceul nu, când am mai avut răbdare. Hmm. Și aveau cantonamentul la Băicoi M-a luat cu echipa mare. Numai că eu nu știam cine-i 3 de 1, 3 de 2, frații Munteanu și așa. nu avea dacă nu văd la televizor da. niciun meci. Și m -a dus, am stat cu ei în cantonament, atunci am mâncat uh, prima dată ciulama de pui. Prima dată în viața mea care. Normal că nu știam ce e. Și m-a dus la București, la meciul cu progresul. Când am văzut bucurești și când am văzut câte lumei pe Republicii ar stadionul au pierdut cu 2-1, stăteam în spatele autobuzului și mă uitam pe geamuri, am zis, Doamne, dacă n un fotbalist, mai bine mor. Și ne-am întors okay. înapoi la, la, la Ploiești, Ilioană m-a băgat să stau în, în, gaz de la o cunoștință, o doamnă care avea mai multe camere și m-a băgat acolo, m-am transferat cu școala la liceu în Ploiești și am rămas la petrolul. Dar, ghinionul meu, că în iarnă s-a desfințat tineretul, deci ne s-a disfințat și atunci. Dacă n-am mai avut eu aveam drept de joc la juniori dar făceam două antrenamente pe zi și m-am transferat la fără frecvență m-a angajat ajutor de laborant la rafinăria 1 mai și să pot să fac două antrenamente și să team în gazdă dar dar maica mea și cu sora mea și familia, tot mă întreb, scriam, ce, aveam și telefon, mm. ce faci tu, ți ajung banii? Am, eu scriam cam 4.000 pe lună, aveam 560 de lei, cam așa era uh, Și la un moment dat uh, s-a supărat doamna asta, nu știu de ce, și m-am mutat cu încă un, un tip la Căminul Rafineriei 1 Mai, unde aveam două paturi de fier, două noptiere de fier, un dulap, uh, toaleta în fundul cor coridorului, mm. și ne târgeam pe vazul ușii să facem o forță, forță. Da. și îți jur că erau perioade când aveam 50 de bani, că mâncam la o cantină, n-aveam 50 de bani de pâine. Ceream o fiță de telefon, încă o fiță de... Și mă trezesc cu taica mea și cu sora mea peste mine și când a văzut în ce condiții stau, stau acasă, eu te-am făcut, eu te omor acasă. M-am tăvălit pe jos, lasă-mă până în vară, era lasă-mă până în vară, și dacă nu ajung la echipa mare, am venit acasă. În vară s-a făcut la Mediaș un turneu cu toate selecționatele din județ și eu m-am dus cu Prahova, așa. Am câștigat turneul, m-am luat în echipa națională de juniori și când a venit de la Mediaș, Nea Ioană m-a luat la echipa mare. Deci am ajuns într-un an și două luni de la Vașcău, din județ, la o echipă de divizia Petrol Și a... Dar, Fiind fundat central, săracul n-a avut cura să mă bage de la început. M-a băgat prima dată extrema stângă la Arad, unde mi-a dat Igna 2 pumni în ficat și m-a terminat. M-a băgat la uh, Ploiești cu Iașu, extremă dreapta, i a dat două centrări lui Și, pe urmă, ne-am dus la Argeș, cu fece Argeș, și m-a băgat fundat central. 5-1 am bătut pe Argeș și n-am mai ieșit din echipă. În anul când am intrat în echipă, am luat și primul campionat cu petrolul da. și am avut cea mai mare media din toți jucătorii din divizia pe țară. Da. Deci luam numai 8-90, 8-90. Dar fiind venit din atacant, deci nu eram rupător. Eram foarte tehnic, aveam detentă bună, nu bubuiam mingele, și am în dribling din careu când dădeam cu capul, îmi făceam freza, țipau aia de tribună, dacă uitam să-mi dau cu mâna. Deci, mai iubit lumea ceva ieșit din comun. Pentru că eram cel mai mic din echipă. Mm. Și aveam pe ăștia mai în vârstă care țineau la mine extraordinar. Plus că, din păcate, am jucat în Liga Campionului cu Liverpool, i-am bătut cu 3-1 acolo, am dat și gol cu capul. 2-0 după, da, după aia. Da, 2-0 am și pierdut la Adibă. Deci, că nu era la cu La Bruxelles, golul nu, îndepărți. nu, nu. Era meci de, de da, baraj da. și da. acolo ne-au bătut cu 2-0, dar am fost fără cinci titulari. Da. Și anul următor, deci după ce am terminat uh, cu Liverpool, am avut ghinon că a murit taică meu. dar dar uh, m-am dus la mormânta, Deci am jucat duminica cu UTA la Ploiești. Da. cu aveam meci, de hotărător cu Dinamo. Da. M-am dus duminica noaptea cu mașina, cu un delegat, cu șofer, cu nu știu ce, am fost rămas la mormântare, miercuri m-am întors și am jucat cu Dinamo. Toată tactica, după aia m-a luat Dinamo, toată tactica era făcută pe mine, copilul ăsta nu poate să reziste atâta. Deci am avut perioade la fiecare echipă la care am fost senzațional de bune, extraordinar de bune. Bun. Între timp a venit Dinamo m-a luat cu japca. N-am vrut să vin, m-a luat în armată, a luat pe patru pe jucători de la Petrolul, trei erau la Mefea, eu la pompieri. Am plecat în America de Sud cu lotul olimpic, m-am întors de la aeroport, direct la podul Izvor, la unitatea de pompieri de aici. Am sărit gardul noaptea, am luat taxi, am fugit la Ploiești, m-am dus cu petrolul să joc mecia amical la Pitești, că era și a venit și m-a arestat dezertor. M-a dus înapoi și atunci a trebuit ca să stau șase luni de zile fără drept de joc, pentru că petrolul nu mi-a dat dezlegarea, din n-a putut să mă... Mi-a dat apartament pe magistral cu două camere, și am stat șase luni, fără să am drept de joc. Până să ajungeți la petrolul, cum a fost copilăria? Sunteți născut după al doilea război mondial. Ce faceați acolo? Cum? Maidanul, fotbalul? Deci ce faceați la maidan? Aveam cum a... echipa străzii, echipa cum? mea, echipa, echipa e... străzii. Ah, da, deci, kilos negri, mai eu alb, și aici scria Boc cu, cu <laughs> negru, cu cărbune. Scria Boc la fiecare Asta La ce vârstă să păpie... se întâmpla? La 7, 8, 90 de ani. Și jucam cu satele de jur împrejur, pe mere, pe nuci, pe tot felul de chestii. Ce frumos! Dar, jucam... Dar era minge de aia, ca cu șiret, cu, cu cameră înăuntru, umflam uh -huh. camera. Dar am avut o copilărie nemaipomenită. Pe urmă eram în înnebunit după porumbei. Aveam colecție de porumbei, aveam da. părase, toți. O soră? Ați avut? O soră, mai două. Mai? Una numai de tată, care a ah. și murit de un acum de acum două luni de zile și cealaltă de la Vașcău, care da. era mai mare decât mine. De ambii părinți. Da, și ambii părinți. Ambii părinți, stai da. că eu era singurul care muncea la CFR la da. asta, că la rapid, a dat declarație că stai că măi, 35 de ani am lucrat la CFR și pe urmă când am plecat de la m-a prins unul pe 20, bă, nu mai tai că tu ce feris, <laughs> tu pe pământ. Așa. Deci am avut o copilărie foarte frumoasă. Aveam Crișu, mă duceam la Criș, jucam în fotbal, făcea mai mea câte de cartof cu zea. Și eu și sora mea și că meu. Dacă nu mai el câștiga, nu aveam posibilități. Da. Și... Carnea mai rară? Carnea mai rară, bineînțeles. <laughs> Carnea mai rară. Ciuperci. Aveam, deci stăteam la Vascheu chiar sub pădure și știam toate locurile cu ciupercii, cu ciupercile și erau unele ronice să numesc astea, se făceau după ploaie. Și erau pui, puteam câte un sem, câte un lem să nu le găsească altcineva, le acopeream cu frunze și mergeam a doua zi și le da. culegeam. Atunci anii comunismului erau la început, nu s-a simțit. Mai după aceea, pe parcurs, au început cu restricțiile, nu? când erați destul de adult. Nu? Adică nu știu, la ce restricții te referi? Păi, bine, păi, era cu televizorul de la 8 la 10, de exemplu. Da, Cine da, avea televizor? Totdeauna. Da, totdeauna, de la da. 8 la 10. Era mâncarea cartelată, cum da, aduc da. dar nu găseai. Da, a... da, -o găsei, da, da -o coz, rație. Da, se da, se da, se da, 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 tot. Noi aveam a... trei capre, aveam găini, da. deci eu am crescut cu lapte de capă și cu ou de la găini. Asta era mâncarea de bază la noi. Da. Da, veneam de la fotbal, mulgea mai mea caprele, luam oala cu spumă, nici nu mai trebuia să-l fiarbă și așa aveam. Munceați și acum, în curte acolo? Munceați și dumneavoastră? Bă, munceam, nu prea oh. mă lăsa să muncesc. Nu, Te <laughs> tăiam lemne cu taică meu, cu fierăstrău. Tăiam uh -huh. lemne cu el și când uh, auzeam copiii, apăsam pe fierăstrău și el își dădea de seama. Hai mă, de, pleacă de aici, las că tai singur. Că erau ah, pe stru. stradă, mă strigau. Erați nebunii după minge, nu? Da, mort. Mort eram. Mort, mort, mort. Board. De exemplu, mergeam pe, pe stradă și erau crengi la copaci. No. Dacă era una așa care eu vreau să o ating și nu o atingeam odată, săream de 30 de ori până o atingeam cu capul. Uh -huh. Pentru detentă. Dacă era o piatră și eram Dădeam cu piciorul în piatră, să dau cu exteriorul, să văd dacă se duce piatra la, la locul respectiv. Și la școală, după fiecare oră, începeam în curtea școlii cu ei să jucăm acolo. Porumbei, cum a fost pasiunea pentru porumbei? Deci, pasiunea pentru porumbei a venit de la un coleg care mi-a dat o pereche, stătea peste de al coleg de școală, mi-a dat o pereche, voiajori Și, pe urmă, au început să facă pui uh -huh. uh, <laughs> și am început să fac afaceri cu ei. Deci, îi vindeam. Dacă veneau înapoi, sau le smurgeam o aripă două din alea colorate, sau le vopseam o aripă două. Și e, când ei veneau, zici, bă, dacă au venit la mine, eu ți dau înapoi. Uite-te să vezi, sunt aici, nu erau aici, că nu-i mai recunoștea. Și am început, până a început aici, mă, păi, dar la un moment dat aveam și 30, 40. Uh -huh. Și zice, băi, eu pot să țin un porc, le dădeam porumb. Mai ales iarna, Aha. iarna îi țineam în podul casei, acolo le făcusem, avea fiecare părăse cu lor, Așa? Uh -huh. Și când le dădeam drumul iarna, sunt sub pădure, venea uliu. Și eu trebuia să stau în curte, în mijlocul curții, să mă vadă la să nu vină. Da. Și așa mai vedea ciugulea câte... Dar acum nu mai ori. aveți, nu? Nu, acum am un papagal care e unicat. Dacă nu aveam papagalul, cred că era mort în... Uh, este geacul african, am dat 1000 de euro, euro pe el și uh -huh. vorbește de mă întâmpește. Uh -huh. Tot timpul tot timpul. dar vine cu mine peste tot deci doar când plec în străinătate l-am lăsat o săptămână la un vecin aici în București Arăt București Oradea Oradea pe bancheta de dreapta vorbește cântă dimineața mă strigă Sandu ce face, ce vrei. Hai să mergem pe mergem pe balcon mergem. Pe... Și de Hai unde mă... ați avut ideea asta. De la Prunea a Prunea. Prunea. Prunea a fost în Africa la tatălui a lucrat acolo. Are și el vreo trei sau patru. Și el a început să-mi povestească, și cu prima ocazie l-am luat, și când am avut un meci la Sorin Corpodeana, la Ogna și a făcut un meci, și a venit și Pruna. Eu nu știam că a luat capacul după Colibie și a început să se pupe cu papagalul. Mie mi-era frică de el. Da. Dar acum nu mai, acum e deja gata. Da. Și sper să... să... că trăiește mult, 40-50 de ani am obișnuit cu el, este un animal extraordinar și deci stau pe balcon cam și televizor până la 11-12 noapte, și el stă în fața mea și tot mă întreabă, tot vorbește, tot se face. Dar numai că mă uit la el cum să dă peste cap și ia jucările și se nervează și asta e o distracție pentru mine. Aveți idol din fotbal atunci când erați mic, Erau jucători din străinătate știu, care -aveam, vă plăceau? Nu, dar prim, primul meci de fotbal adevărat l-am văzut la Oradea România-China. Uh -huh că mi-a căzut unghia de la dege, că m-am urcat pe gard, eram copil și pe gard și m-a călcat un pe unghie. Atunci l-am văzut pe Vasia Angel. El mi-a rămas în cap. În nu, dacă nu aveam televizor, nu știam eu de echipele astea, margare nu știam absolut nimic. La primul turneu de la care v-ați uitat așa, unde vă uitați? La un maghiar bănez, la Ungur vă uitați, nu? Că de la ora de acolo da, se la televizor eu am, plec, am plecat la 17 ah, ani de acasă nu mai. deja nu am, mai nu mai la deja stăteam cu Iuhas, ne-am dat apartament cu două camere, aveam magnetofon, aha, aveam aha. televizor, aveam tot, tot 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 tot, deja am intrat dintr o dată. Am o dată, da. Nici, în perioada aia nici nu se dădeau meciuri multe la din Așa străinătate este. la noi. Bă, nu, la noi nu se dădea deloc. Se vedeam da. la bulgari sau la... Că auzeam pe băieții ăștia mai mari, mergeau de lângă Vașcău, pe vârful Biharia da. și acolo era un televizor unde puteau să vadă meciuri. Și tot cu ce am început în București? Cu bulgari. Nu ții bulgari 1, bulgari 2, cine prindea că noi aveam de la 8 la 10 ce vrea să ne dea Ceaușescu. Mergeați, Atât. pe mergea și pe munte când erați Ui, din Cazmer? Mergeam. Cum deci nu numai, numai la Criș, mergea și no, pe munte. Pe munte. Vânătoarea Vână pentru mine este sunt la Diosi cu Adi Anca fostul fotbalist. fotbalist. Da. Are acolo un fond de vânătoare de mai pomenit. Și uh, când am câștigat campionatul la, la Craiova cu Universitatea, primul secretar a dat o masă undeva la filiar, în pădure. Da. Și a zis: Mă până e gata masa, facem o vânătoare. Aha. Și a venit câte un țăran cu pușca, cu noi și noi pe lângă el. Și țăranul mi-a dat pușca, și la un moment dat a venit un pormistreț. Eu să trag și el îmi spune, tu nu, nu, trageți că vine spre noi. Și a venit la cât de aici în cameră. Pac, i-a intrat și era spinării, l-am omorât. Așa, -a... intrat în sânge. Și nu că mi-a intrat de am înnebunit. Zic, omule, gata, n-ați avut carne la Craiova. M-am dus la generalul prin cenatul parcă să numea, și mi-a dat aprobare să-mi iau pușcă de vânătoare. Am fost în Germania, mi-a luat pușcă de vânătoare și pe urmă a intrat am intrat în scandal cu Cerneanu. Pentru că la Craiova, fondă vânătoare de mai pomeni, mă sunau la trei noaptea. Mergem la gâște, că gâștele nu le împuși decât în momentul când pleacă după lac și când e vânt foarte puternic. Și pe malul lacului erau niște gropi cu coceni de porumb, stăteam acolo, puneam cocenii peste noi, găsca vede de la 300 de metri po boaba de porumb și puneam peste noi și când treceau deasupra, dădeam cocenii și pac, 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 pac. pac. Bineînțeles că eu nu nimeream ca profesioniștii, dar îi trăgeau și deasupra mea exact. și când ieșeam era plin de găște. Păi, dom'le, ce ai făcut aici? Hai, bă, lăsați-mă că știu că ați și voi. Ei, și a intrat microbul și da. de atunci a rămas microbul de vânătoare și cum am plecat la Oradea, am intrat în trupa asta de la Diosi, care sunt niște oameni deosebiți. Și există și acolo. Aveți, aveți trofee? Nu, nu. am trofee, de la fostul meu socru. Fostul meu socru, a fost mare, mare vânător. Da, nu am trofee, nici nu trag decât la iepuri, gâște, fazate. rațe și fazate. Da. Pasiunea pentru fotbal, ne-a spus, de unde a început? Pasiunea pentru porumbei ne-a spus, pasiunea pentru vânătoare ne-a spus pasiunea pentru femei frumoase când Eram a apărut. Vă, vă întreb, pentru că dacă dați Alexandru Boc pe Google, nu apar cine? trofeele dumneavoastră ca fotbalist, apar trofeele De apar trofeele e la exact. sexul frumos. Păi trofeele... <laughs> Probabil că erați tânăr, suplu, cum spuneați, și ați început să fii cuceritor. Hai, hai spun cum am început. Din clasa 6. <laughs> sau a șaptea, yeah. era o tipă care vedea la mătușa ei din Brașov, una Zmaranda, vedea la, la, mătușa ei în Vașcău și eu aveam un vecin care avea bicicletă. Yeah. Și ea să te apăgeam și eu ceream bicicleta de la asta. Și am trecut o dată, de două ori, de trei ori. Și la un moment dat a dus-o mătușa ei într-o vizită la ștei, la un loc. ceva. Și eu m-am dus șapte kilometri, m-am dus cu bicicleta să văd cu cine e ea acolo. Yeah. Când m-am întors, bineînțeles, bătaia respectivă. Că toată lumea zice că m-a lovit vreo mașină și să merg șapte okay, km zis zis da? de. Zis A da. așa. Bun. Pe urmă, când am început să joc pe Nu te supăra la ploiești, cred că primea 40-50 de scrisori pe zi. De la diverse admiratoare. Că nu era atunci da. cu telefoane, da. cu și. <laughs> și o să spun ceva. Deci eu n-am avut nicio vină, că ele veneau după mine. De exemplu, stăteam cu Iuhas. Veneau acasă, ne uitam la televizor, au ascultat muzică și se zice, la ora asta eu nu mai, cum plec eu acasă singură, că eu nu mai ieșeam după, eu eram puș, mă tot orașul. Zic, dacă vrei, rămâi și dormi aici. Mă gândeam pentru ce a venit. Da. Și ea, dacă punea mâna, apă... au loc, crezi că am... bine, dorm până dimineață și pleacă. Și nu aveam nicio treabă. Bun. Sandu Frunea, care era la petrolul, uh -huh. la un moment dat îmi spune, puștule, vezi că duminică mergi cu, după meci mergi cu mine și cu nevastă mea undeva. El avea lângă ploiești, la 20 de kilometri, o familie foarte stărită, unde ducea copii vara și îi lăsa în vacanță. Ea avea o fată. Fata îndrăgostită de mine, nu mi-a spus absolut nimic. Când ne ducem acolo, masă mare în curte, lume multă, la, vedeau pe la... Mă așează lângă ea și dă pe masă, iau o de mână. Bă, ce vrea asta? Vreau de mână. Ia uite cum să iubești tinerii, ia uite cum să țin de mână, ia uite... Și prea, era și prost în Prea târziu mi-am dat seama de ce m-a dus și ce vrea să fac acolo. La plecare, ce bă, du-te, bă, mă, te ce, tu ține minte. Eu până m-am măsurat am făcut 30 de logodne. Noi asta, mai avem 29 și tot eu te, te -tenzor, ca să ții minte. E, și atunci, ce să fac? Asta am făcut început... 29 de logodne. Da, da, ce să fac, săracul de el, dar cine s-a mai dus? m a mai dus vreodată cu el, pentru că aia putea să vină după mine în oraș. Dar știi că, ce era la poartă? Tot satul era acolo, că a venit Sandu Bocă. deja deci, eram un nume, dai seama la ploiești. Primii bani câștigați din fotbal, la petrolul, acei. La petrolul. 520 de Nu, nu, nu. Deci aveam ajutor de la laborant, aveam 560 de lei salariu, da. primul meu salariu. La tineret aveam, la petrol aveam 300 de lei primă de joc, 150 da. la meci egal și 1200 de lei indemnizație. Deci ăștia da. erau bani care îi primeam da. la echipă la, de Liga I. Așa, când am luat campionatul. Ne-a dat 3.000 de lei parcă sau 4.000 de lei la fiecare, a, așa. La Craiova ne-a dat 5.000 de lei la fiecare, la diverse întreprinderi. Dar ce se întâmplă? Aveam avantajul că plecam în străinătate, ne puteam îmbrăca uh, cu un lucru mai da. deosebit față de ce era în țară. Pur și a apărut moda cu video. Păi un video era 50.000. Mergeam, trimiteam unul în poștă și unul îl aduceam în bagaj. Și deja erau niște bani care puteai da, da. Ca, ca să i faci pentru că noi plecam cu valută la noi tot timpul. Cum a fost în acel an când ați câștigat titlul? Cu cine v-ați bătut pe echipa mare a Petrolului? Cu cine erau derbiurile? Cum era stadionul Prică, plin tot timpul când la toate a, meciurile? Arhiplin, nu plin. Da. Deci primul an când am luat campionat ne-am bătut cu, cu Dinamo. Cu Dinamo. Cu, Dinamo, cu, Dinamo da. cu Dinamo, da. Și hai să spun, ultimul meci care și... Am ziară acasă unde mi-a dat nota 10. Ultimul meci decisiv am jucat la Ploiești cu Petrolul. Cu Petrolul cu cine? Uh, uh, stai puțin. Deci Dinamo jucat acasă cu fece Argeș da. și noi Craiova. Cu... Vorbește titlul cu Craiova? Cu, nu, cu Petrolul. Cu petrolul. Da. Cu petrolul ne-am bătut cu dinamo. Cu dinamo. Cu dinamul. Și L-am câștigat, l-am câștigat, de... câștigat la diferență, de deci n-a fost. Okay. Dar cel mai frumos titlu care l-am luat. A fost cu Creu. Păi, o să ajungem și acolo, da. dar vreau să vă întreb. Deci, stadionul plin la petrol la, tot la timpul. toate, la toate Așa. meciurile. Cu cine era rivalitatea mai mare la vremea respectivă? Tot cu Dinamo? Tot cu Dinamo. Tot cu Steaua dinamo? nu. Cu e. Steaua nu. Tot cu Dinamo. Cea mai mare rivalitate, de fapt, toate echipele avea, numai cu Dinamo. Da, da. da. Dar după aceea, când am ajuns la Dinamo, mi-am dat seama și de ce. Dinamo avea o putere fantastică. Deci, de, toți care plecau în străinătate, le trebuia viză. Uh, jucai. Uh, la Oradea, de exemplu, cine e portar la Oradea? Ionescu. Ia să vedem unde lucrează părinții lui Ionescu. Acolo. Trimitea, arbitrajele? Băi, arbitrajele nu mai vorbesc. Arbitrajele nu mai vorbesc. De. Da. Bă, ce a simțit? Plecat de la Vașcău la 17 ani când ați ridicat trofeul cu petrolul, da, cu atâtea da? nume mari lângă. Dar nu venea să cred. A fost... Dar ce... Ci... Deci, atât de mult m-au iubit. Uh, Să-ți dau un exemplu. Da. La Ploiești era o grădină de vară, bulevard. Și la un moment dat, eu mâncam acolo, după antrenament da. mergeam și mâncam acolo. Și la un moment dat a venit o trupă de studenți de la Petrol și Gaze de la București, da. printre care era o fată Carmen frumoasă, rău de tot. Da. Și eu cu tupeu am vrut ca să o iau la dans și n-a vrut să danseze cu mine. Și a doua zi, le spun la băieți la antrenament, Băi, Sile, cu portaru, da, erau... da, Sfet cu portarul care erau. Uite, domnule, ce am pățit aseară la vârf. Ce mă puștule, ce de mă te-a refuzat? Bine, după a am mers cu noi acolo. Și au venit vreo de trei și cu mine, ne-am așezat la masă, ei au comandat bere, eu suc, că nu beau nimic atunci, și au venit trupa asta. S-a dus, a luat-o la masă, la noi, și am rămas cu ea combinat până a aflat Aicăsu, care era director general în Ministerul Petrolului și Gazelor. Mamă, și când a aflat taică-su, mi-a dat telefon și a zis, te termin ca jucător, te termin ca om, te termin ca tot. Și a zis, am tăcut în gură, le-am povestit la ăștia și a zis, Cerneanu era antrenor, deci spunei, Lutasu că uh, sunt o sută ca el, ca tine unul singur în România, să-și vadă de treaba lui că s-ar putea să lăsăm fără servicii. Da. 64-67, 3 ani frumoși la Petrolul, 48 de meciuri, un gol. Cei mai frumoși ani că au fost și primii sau... Da, primii, e normal că cei mai frumoși ani și prima victorie cu Liverpool, care am dat gol cu cap, a fost ceva senzațional pentru mine. La Liverpool atmosfera era cum de mine, cum a... la, la, Liverpool ceva... Cum a fost meciul? Da, deci dacă eu am intrat pe teren, era primul meu meci în Anglia și mă uitam, da. Parcă eram căzut în, așa în tribune și când au dat primul gol în spatele porții, lumea stătea în picioare și când au venit valuri așa spre, eu am zis că intră în teren, dar erau niște bare metalice ca să se oprească în barele astea metalice. A da. o atmosferă, ceva ieșit din comun. 67-69 la Dinamo, 50 de meciuri în gol, ați câștigat Cupa în primul an, ne-ați da. povestit cum ați ajuns acolo, uh, aminteați și de Dinamo? Altul era statutul acolo, aveați alte facilități, alte uh, deci, avantaje? Stat, că... Statutul la Dinamo a fost foarte complicat pentru mine și spun de ce. La Dinamo erau frații din care dominau echipa și care, Nelu Dunvaler, care juca și în echipa națională, era uh, cel mai tare de acolo. Bun. Eu când am venit, am fost, uh, fiind și puști și ne primind drept de joc șase luni, Radu avea o prietenă, care acum e soția lui, mm. care juca tenis, Manana Ciogolea. Eu, făcând antrenament în spate, am făcut o dulci, nu știu, a aflat Radu, s-a supărat, în fine, i-a și trecut după aceea, dar într-o zi, în față la club la Dinamo, a venit o doamnă la mine și a spus, mă, puștule, tu de ce ai venit la Dinamo? Uh mm -hmm. Să joc fotbal, dar tu nu știi cine conduce fotbalul la Dinamo? Păi zic, nu știu, era Bazil sau Nicușor, Bazil Mariană era antrenor. Zice, vezi că o să-ți crească barba atâta până a pus să joci în echipă. Zic, doamnă, ce să fac? Aștept, că sunt tânăr, pot să aștept. Cine crezi că era? Soțiarul Nelu Nuvaler. Bun. Pe urmă, când am plecat la pregătire, la predeal prima mea pregătire cu echipa, am făcut imprudența să dau telefon la respectiva Nelu era la director în birou, asculta convorbirea, i-a spus la Radu, Radu a plecat la București, scandal mare. Ăștia din erau jucători împărțiți în două tabere, o, o tabără care ținea cu, fa cu frații lui Valer, cu Nelu și cu Radu, că erau titulari, și o parte care nu prea înghițea. Partea care nu, nu înghițea au venit în partea mea da? și m-a adoptat pe mine. Dar după aceea am aflat că de fapt era, au fost foarte falși. Veneau la mine și îmi spuneau, uite mă ce spune ăsta, bă, că să îți crească barba atâta, că o să faci, că o să Se ducea la el și îi spunea, auzi mă neule, puși tu ăsta, că uite mă ce spune, că te scoate din echipă. Și a venit meciul cu Ungaria. El a, -a dus la Budapesta cu Naționala, au luat bătaie cu 6-0, eu am jucat cu Naționala la pe Republicii Ungariei, i-am bătut cu 3-0, și pe urmă vine meciul de la Constanța, de campionat. El nu mânca înainte de meci. Și ne cheamă, Traian Nescu era antrenor, ne cheamă în, în, cameră și zice, Bă, băieți, uite, jucăm cu farul, așa, 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 așa. Eu eram, eu neludat cu, parcă și Dinu, Ștefan, și după ce termină el de sus, zic că spune formația, jucăm cu dat cum poată, popa, nu Valer Liber, Pop popa fundaș dreapta, Boc, Ștefan, Gerghe și eu zic, dar cu ce număr joc? Pentru că eu am obsesie, am numărul 3, ziua mea de naștere. Am jucat cu trei pe spate toată viața. Numai cu trei, și la echipa națională și peste tot. Am 3 la mașină. Și am zis, dumne, nu joc decât cu numărul 3. Am jucat cu Clujul pe Republicii, cu numărul 6, un singur meci și ne-au bătut cu 5-0, a dat Adam 4 goluri. El juca în dreapta, eu da. jucam în stânga, cu luar între noi. Bun, și a venit meciul ăsta și ne spune Traian și eu îl întreb, dar cu ce numere jucăm? Mi-a tras o înjurătură, dat cu cu 1, pop, uh, uh, ne, nu Valer cu 2, Popa cu 3, tu cu 4, Dinu cu 5, nu, nu joc, ieși afară, dat afară. Mă duc în cameră, ăștia toți ce-ai făcut? Nu joc. N-am Bravo, mă, bravo ție, bravo ție. Ne ducem arhi stadionul Faro, 2-0 pentru Faro, e o rezervă cu Haidu, trebuie de descupă vin -o, vin vino, 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 eu încet, 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 lumea, toată lumea, Sandu, Boc, cu toate că jucam la Dinamo, în locul cu intru, alun un și mă întrage o jurătură, pentru că asta ai urmărit de când a venit la Dinamo. Am intrat în locul lui, ne-a mai dat două goluri, ne-a bătut cu 4-0, s-a încheiat capitolul mai Nuvaler. Uh -huh. Deci nu a mai venit nici la antrenamente, n-a mai făcut nimic, venea a jucat tenis cu piciorul, uh -huh. dar să vezi cum e soarta. A avut un noroc fantastic. Ultimul meci de campionat pe 23 august, am făcut o ruptură de mușchi și la o săptămână aveam finala cupei cu rapid. Era unul Crăciunescu care ar fi putut juca în locul meu, dar era slăbuț. Nelu mai jucând tenis cu piciorul, l-a luat pe Nelu, l-a băgat de la echipă, la 1-1 rapid ratează 11 metri, dă Dinamo gol, câștigă cu 2-1 Cupa României și după acest meci Nelu a plecat în Turcia la Fenerbahce. I-a dat voie și a plecat. Soarta lui. Da. ați debutat și la echipa națională în perioada Dinamo. A, 67 71 aveți 6 da. meciuri. Cu Elveția. Da. Ați jucat tot, toate preliminarele înainte de Mondialul din 70. Da, dintre care cel mai important a fost la, cu Elveția, la Lozan. Da. Deci el a fost meciul decisiv. și, și ce s-a întâmplat de n-ați ajuns la Mondial? s-a întâmplat că l-am băt bătut, Că am avut scandal cu securistul la TN Palas jos în bar. a ieșit un iureș mare, mare, în 69 mare, 69 Sau în, 70? în 69 după de. meciurile astea. Da, înainte de, de, de Mexic. Așa. Și a început procesul, deci, aici e o greșeală capitală a mea, care am făcut-o, pentru că am nimerit la Procuratura Militară cu un procuror, care eu prima dată am crezut că e homosexual. M-a chemat de la, de, eram la pregătire și a început să mă facă cel mai mare, cel mai frumos, cel mai, cel mai. Și i-am spus cum s-a întâmplat. Și cum s-a întâmplat, practic? Ce s-a întâmplat? Seba? Deci, am, am fost să spăl mașina când am plecat spre casă. Uh, m-am întâlnit cu Pârcălab, zice, uh, uh, cu Ivan, care juca la Craiova, hai bă, să mergem jos la bar la Atene Palas cu patriche, Și păi, mă mergem. Și când am dus, eram eu, Ivan, Patriche, Vova, Con. No. A, așa, trebuia să fie și Valentin Ceaușescu, dar n-a mai venit. Pârcălab, a spus? Pârcălab n-a mai n -n venit așa. nici el. Și la un moment dat, uh, Masa de lângă noi erau doi tipi care erau o stare de ebrietate și la un moment dat unul a fumat, a strâns pachetul și a vrut să-l arunce și l-a aruncat la Patrick în pahar. Ăsta s-a întors cu spatele, a început să-l înjure, au început să înjure amândoi ca la ușa cortului, se uitea lumea la noi, la care eu m-am ridicat și am vrut ca să mă duc la toaletă. Când am trecut pe lângă masa lui s-a ridicat și el și nu știu dacă știi barul de la... erau două trepte și un hol. Și acolo în hol, eu îi spun, băi, omule, nu vă mai înjurați ca la ușa cortului, că ne cunoaște lumea. Și se uită, da, m a jurat de mama și-a vrut să-mi dea cu capul în gură. Și atunci m-am aplicat și i-am dat un pumn. O spătare care erau la bar să ia comenzi le-a văzut. Da. Au sărit pe el, a venit și vova, așa. Eu am, am plecat, nici nu mai puteam să mă apropii de el. Și a venit Portarul, după vreo oră așa, el, sărind toți pe ei, a căzut jos, el a călcat pe picior și a rupt piciorul, dar uh, la proces uh, a zis că din pumnul meu uh, s-a învârtit uh, uh, ca un titirez și, uh, și a uh, fracturat piciorul. Uh, a, așa, și ne spune, bă, și eu uh, îi spun, stați, vă liniștiți, bă, că era capitan de securitate, era civil, uh, era clientul lor, mergea seara de uh, seară. A doua zi dimineață, că eram în vacanță, hai să plecăm la, la, mare, ne întâlneam la Lito, sus pe terasă. Și vine Patrici, bă, m-au chemat ăștia la teatru, aflat, băi, lasă-l, dracu, la securitate, eu la poliție, lasă că spun că l-am bătut eu și gata. Ăsta, Patrici, când a auzit, el dansa acolo. S-a dus la portar, s-a dus cu portarul la ăsta acasă, care ăsta nici nu știa, a că i-a căzut o masă pe picior, nu, nu știa ce s-a întâmplat. Și a povestit. Deci a asociat cu el. Dintr-o dată. Uh -huh. Eu am plecat la mare, știam că n-am da. nicio vină, n-aveam nicio treabă, m-am întors de la mare, am plecat cu echipa în pregătire și primesc citație de la Procuratura Militară. Vin și dau peste Procurorul ăsta, uh. care i-am povestit exact cum a fost și zice, nu-i bine să-i și pe ceilalți că intrați la huliganism. El a scris declarația și eu am o a uh. semnat. El a scris și eu am o a semnat. Se plec repede, să da. nu pierd pregătirea, că asta era oful lui. Și am plecat la pregătire. Și după nu știu cât timp, primesc citația inculpat. Și au început ziarele și am venit și a început procesul. Poți să crezi că s-a oprit circulația pe Ștefan cel Mare și a ajuns până la Ceaușescu? După meciul cu Faru, lumea a oprit circulația pe Ștefan cel Mare și eu am, am ieșit de stadion și Sandu Boc, Boc în Mexic, Boc în Mexic, era înainte... De campionatul mondial. nu a putut nici Ceaușescu să intervine. Ceaușescu a fost foarte revoltat. Cum să faci tu demonstrație pentru un om în București? Cum poți să faci așa ceva? Și nici clubul nu v-a putut ajuta? Nu, clubul nu. A vrut să mă ajute clubul, dar n-a putut pentru că s-a ajuns la un nivel foarte mare și toată lumea care încerca să mă ajute zice nu, nu vă băgați să se Și ce pedeapsă ați primit? Doi ani și o lună. Dacă să, să okay. vezi, ani și o lună, dintre care m-am dus la Poliția Capitalei să mă predau, și era ministru de interne Onescu și la etajul 5, la minori, mi-a pregătit o cameră, aveam și te uh, magnetofon, erau minore acolo. Aveam telefon, aveam televizor, aveam magnetofon, la etajul 5 era sala de sport și am stat acolo 5 sau 6 luni de zile. Era tânăr, 23 de ani. 5 sau 6 luni da. de zile venea Cornel Dinu adunat de la băieții de la Dinamo câte 100 de lei la fiecare indemnizație și de dea banii la viitoarea mea soție și venea fiecare duminică, mi-aducea mâncare cu toate că aveam acolo și ce aveam nevoie mă duc, urcam sus pe, pe clădirea, se făcea casă de modă, pe calea Victoriei da. mă urcam sus și făceam plajă și ăștia de... de Polițiștii de jos de la arest, dacă prindeau un hoț care a furat aur sau care a, literar, îi punea să dea declarație, vedea cu declarațiile, semnau chipurile ca eu. Eu n-am stat nicio oră jos în arest acolo. Și, și După 5 și ce... Ce lumea a făcut dosar de grațiere personală. Dosar de grațiere personală. Și când s-a dus cu el la Ceaușescu au venit ăștia cu contrainformațiile, avea și poze făcute sus pe comandament, cum făceam plaje și la sala de sport, toate telefoanele interceptate, tot, tot, tot. Și într-o dimineață, eu tot timpul urmăream, zic, gata, că știi cum se scrie, la terminarea ședinții Comitetului Central, s-au discutat unele cere de grațiere personală. Și când vine la Sandule, era brozat, părul mare, tot, tot, tot hai că pleci de aici. Vine la jandarmul, zic, gata, am de drum acasă. Nu iau nimic de aici, dă-le dracu. Și mă ia și mă duce și m-a dus la Văcărești. Ma. Îți dai seama, că m-a dus la Văcărești, eu zic, mă, ce dracu, nu pot să-mi dea drumul de aici, da, trebuie să mă registreze acolo, că să... Și mă bag în ce, într-o celulă cu unul, nu mai ținut minte cum îl cheam, da. zice la auzi, Neaboc, dacă te-a dus aici, nu-ți dă drumul acasă. Taci, mă, din gură, tu ești prost. Îmi dă drumul, stai să vezi că imediat mă cheamă. Și, într-adevăr, a venit unul și m-a chemat. Sandule, trebuie să te tundem zero și să te îmbrăcăm în zeghe. Că eram în blugi, cu vă Și m-a tuns zero, m-am îmbrăcat în zeghe. M-am îmbrăcat în zeghe. Și eu zic, ha, nu vrea să vă vadă lumea cu părul mare în oraș, că să vadă ce condiții am avut. Zic, dă-l, dragul, crește părul. Și vreau să spun că am stat toată noaptea cu urechile acolo, nu m-a strigat nici dracu și dimineață a venit jandarmul și vină că trebuie să mergem la birouri. Și cum e la Băcărești? În dreapta erau birourile, în stânga închisoarea. Când am coborât și am văzut vis-a-vis -vis la birouri, numai Mercedes-uri negre, numai de sur negre, zic bă, ce dracu se întâmplă aici. Și m-am dus și când am intrat înăuntru era Popovici, procurorul general al României, era ministru Onescu, erau nu știu câți miniștri, o masă lungă așa, și eu dacă înțelegeam ce vor ei să spună, ce făceam cu ei un circ, numai faptul că m-au ținut cinci luni închis, uite, acum asta trei zile, trei luni acum în casă, da. dar acolo eu, eu nu vedeam decât de sus ca la Victorie, că mai da. treceau prieteni, uite-te, mă, pe de ce a început să-mi spună, ia dă-mă zeghea jos, ia uite-l bă ce bronzat e. parcă a fost la mare, băi bă unde te-ai bronzat mă, zic sus pe clădire, bravo mă, ia spune bă și ce condiție? cine venea la cine, păi viitoarea mea soție, ia spune mă. Uh -huh. Și tot numai favorul bă, ăștia vor să-mi spună ce favor mi-au făcut mie ca să fiu recunoscător. De, de fapt, ei au venit ca să, uite, a schimbat, șeful Poliției Capitalei, toți locuitorii, pe toată lumea, de, de ce m-a ținut? Și spun ce greșeală au făcut, deci ministrul Onescu a dat aprobare verbală să mă țină acolo, că dacă avea ceva scris, aia nu pățeau nimic, era generalul Chiriac, șeful Poliției Capitalei și pe el l-a dat jos pe toți locuitorii. Și v-a mai ținut după aia acolo? Nu m-a ținut, luat și m am mutat la Policolor, știi ce era Policolor? Brigadă disciplinară, unde nu câștigai nici o zi, puteai să muncești. Nu muncea nimeni, erau toți criminali, toți borfașii, toți hoții. și cum ați...? Când m-a dus, deci după ședința asta, m-a urcat în IMS și m-a dus acolo. Și când m-a băgat, erau soldați cu pușcă mitralieră și hoții care stăteau la soare. Când a văzut asta, s-au ridicat și ei. Și m-a băgat înăuntru acolo, a venit milițianul care avea grijă de să mă prezint. Ce se pânea boc, îl prezinti tu, mă? Așa vorbea cu el. Da. Și le spun, mă băieți, eu trebuie să-mi dea drumul acasă și n-a putut să-mi dea drumul de la Băcărești și a trebuit să mă ducă la o colonie. În mm. capul meu tot asta avea în cap. Și vine unul, Florica Comet, da? sau criminal, 25 de ani avea. Da. Și a de eu am fost la boierul ăsta de vreo 5-6 ori. Dacă te-a dus aici, nu-ți dă drumul niciodată acasă. Hai, domnule, vezi de treabă. Uite, când ajungem la, la, dormitoare, acolo îmi dă drumul acasă. Și a venit mașinile, seara ne-a dus la dormitoare. Era un dormitor cu trei geamuri și eram vreo 300 și ceva de aici, în dormitorul ăla. Wow. Erau câte 2-3 într-un pat. Wow. Ploșnițele, parcă trăgea cu pușcă mitralieră. Și eu deci era la 6 ceasul, la 7 aducea mâncare și eu după mâncare la geam. Să avut când mă strigă ăștia. Ăia mm. săraci, știi că se fac tovare și mănâncă da. împreună. Aveau un placaj acolo. neapă, vine vină un coace să mănânci cu noi. Băi, lăsați-mă, mă, că mă zic Nu te strigă, domnule, nimeni. Și a stat, a stat, a stat, a stat, nu mă striga nimeni. Și acum unde se dorm? Și mă întreabă să Florin, unde vrei să dormi? Eu știu, să știu, zic, unde se poate? și-a dus la geam acolo, dormea unul jos, când ne-a tras un dos de palmă, i-a zburat sângele, scoală, piață, cam, nu știu cum se chema aia care bagă lucrurile, mm. și dă drumul de aici, că aici a dormit un buc. Și m-a ținut șase luni acolo, venea lumea, să în stație de tramvai la Policolor, că plecam pe jos și veneam, dar mă băgam la mijloc, știi? Da. Ca să nu mă vadă. Și m-a ținut e, cinci luni de zile acolo. Și după... Venea mașină de la Comitetul Central, Volga Neagră, până lângă șanțul unde eram, să mă caute în palme dacă am bătături sau nu. Dacă... Că nu mă lăsau hoții să muncesc, să lucrez. Deci, da. De exemplu, avea un șans, șanzac... venea, că erau da, da. și civili, venea cu tractora și îmi împingea pământul. Și tot. cum a dat drumul? Mi-a dat, a făcut, în loc să fac șapte luni, a făcut un an și o lună. Da. Mi-a dat un procuror, Dornea, care, în momentul când mi-a semnat, mi-a trimis vorbă printr-un gardian, Că vezi că mâine pleci acasă. Dar cine a mai dormit în noaptea? A doua zi când a venit și m-a strigat, cum am ieșit, m-am dus pe dinamul. În spate, pe zgură, să fac antrenament. Țin minte că a sărit la o minge și mai, parcă mi-a intrat trungul. Eram slăbit. Și mi-a spus să apar prin oraș. Pentru că când afla Ceaușescu că mi-a dat drumul, a făcut scandal, a vrut să-l dermită pe ăla. Că de ce mi-a dat? Că să mai stau. Da. Păi ce să stau, bă, fraților? Că trebuie în loc să ies la o treime, la șapte luni, am ieșit la jumate. V-ați întâlnit vreodată cu Ceaușescu? Nu. mai că mi-a fost la, la, ea în vizită, mm. în audiență. Da, nu. Dar ar fi vrut. Pentru că, stai, nu știi că după 5 ani, după aia am început să joc ar de viața sportivă și atunci i-am -am băgat la Europa Liberă, i-am făcut albie de porți, dar fără nicio aberație. și am spus, iau copilul în brațe și ies în fața mașinii. ce și să văd ce are cu mine. 71-72 cupa cu rapid, atmosfera cupacul geoleștului, rapid. cum era, nu. la fel ca acum. În primul rând, când am ieșit, a venit uh, uh, Motroc la mine. Da. Ăsta. A Ați fost și nouă meciuri la sportul, pasager acolo. Pasager, un retur, un retur, un retur și da? puteam promova. Da, da, așa. La și după aceea Rapid, 71-73 cu Și, trebuia o echipă muncitorească da. să văd dacă îmi dă drumul să plec în străinătate. Da. Și am vorbit cu Angelescu, m-am dus cu Cornel din am vorbit cu Angelescu și a zis sandu e Rapidul e cea mai bună. Bun, Rapidul. M-am dus la Rapid, dai seama cum au primit rapidici da. toți, așa. Și a câștigat Ce Cupa. Și că am câștigat Cupa, am, abrez, am bătut pe Legia Varșov, da. am bătut pe Napoli, uite asta e de, de la Napoli, de la uh -huh. alte afine, cel mai bun fotbalist. Uh -huh. I-am bătut cu 2-0 pe uh -huh. 23 august. Și în momentul când mi-a spart capul aici, pe păi el a luat cu tara că nu se mai vedea ochiul. Uh -huh. Eu am jucat, ieșit sângele, m-a băgat în echipa națională, că se uitau ăștia de la Comitetul Central. Uh -huh. Eram ca o minge de pimbo. Când mă băga, când mă scotea, când mă băga, când mă scotea. Și după aceea ați plecat la Craiova, Și în... după aceea am plecat la V-ați încheiat cariera la Craiova cu titlul în 73-74. Amintiți de titlul titl... da, ăla? Câștig... A fost... câștigat ce... în ultima etapă, dramatic, nu? Sau ultima cum? etapă, în da. ultimele minute. Deci, Dinamo juca acasă cu Feceacești. Noi am încercat să ajungem la Tobrin, să-i dăm ceva, să nu pierdem mai mult decât 6-0. Uh -huh. Pentru că dacă Dinamo bătea cu 7-0 și noi pierdeam la Petrolul cu 1-0, uh -huh. pierdeam campionatul. La petrolul erau două vârfuri de atac, cu unul cul la bucureșteni. Când am intrat pe teren, i-am spus, băi, am bani la mine, ne întâlnim diseară la Pescăruș, lăsați-o moale, mă vreți să ia Dinamo campionatul? Da. Și ne întâlnim. Ce pleacă cu jurături, cu nu știu ce bun. Tot stadionul Dinamo, Dinamo, Dinamo. La pauză, 4-0 pentru Dinamo. Uh -huh. La noi, 0-0. Minutul 60 și ceva, 70, 7-0 pentru Dinamo. Deci, pe noi, dacă ne înțepau o singură dată, eram uh -huh. terminați. Uh, a deputat uh -huh. negrilă, atunci fundaș dreapta, i-am uh -huh. spus, băi, dacă o dată oprești mingea, tribună, tot nu mă interesează, nu oprești de altă Când Că mai erau vreo șapte 8 minute, ăștia doi, culda cu, cu, cu altule, sandule, unde ne întâlnim seară, Îți dai seama ce înjurături, m-a schinuit ca pe hoții de cai. Dacă am luat nota 10 în, în, în rubrica de, de la, de la meci, am de... jucat dumnezeiește. De... Și nu, nu pot să spun ce a fost la Craiova. Primul meci câștigat în dauna lui Dinamo. În dauna lui Da. Nebunie Tot orașul n-a dormit toată noaptea. A fost ceva senzațional. Și v-ați încheiat cariera de fotbal la 30 de ani? Mi-a gheat-o Ceaușescu. C da, Când a auzit ce băi iar joacă bocă ăsta, iar joacă bocă ăsta. Și era generalul Dragnea, da? care... În momentul când am scris scrisoarea la Europa Liberă, dați seama, o săptămână, dar fără nicio aberație, am spus, domnule, nu se poate. Mi-au copilul în brațe, ies în fața mașinii să văd ce are. Aha. Toată lumea zice că Ceaușescu. Am început. -am, deci primul secret. M-am dus în vizită la, și la Nicu Ceaușescu, la toți din comitetul central. Uh -huh. Îmi spunea antrenează-te că o să joci. Eu mă antrenam, Dacă când îmi dădeam seama că sunt mai în formă decât ăia cu care m-a antrenat la vorbesc și la echipe de liga 1, în, și am stat, am stat, am stat, până la un moment dat am zis bă, fraților, cheamă generalul Dragnea. Sandro scrie o scrisoare la Europa Liberă de dezmințire. Păi stai, domnule, cum să dezmin? Că, ce să spun? Că joc, când toată Europa știe că nu joc și toată lumea scrie da. că nu joc. Și mi-a dat aprobare să fac școala de antrenori. Aha. Și am făcut școala de antrenori cu Cornel din ăsta. Deci puteam să fiu antrenor, nu puteam să fiu jucător. Cea puteam fi director de întreprindere, nu puteam fi muncitor. A, ați jucat alături de mulți fotbaliști mari ai României, pe alții i-ați văzut. Uh... Unii ați fost coleg, cu alții ați jucat împotriva lor. Care ar fi cei mai buni, trei mari fotbaliști români din istorie, după părerea mea Păi, după părerea mea, unul din cei mai buni a fost Dumitrache, care da. era un vârf de atac Sen Așa. senzațional. senzațional. Da. Așa, uh, Cornel Dinu, cu care am jucat și cu care m-am înțeles foarte bine, un jucător da. constant, un jucător da. constant, Uh, Dintre Dobrin, Bada și Hagi? Dobrin n-a avut egal. N-a avut egal. Dobrin a avut egal. Deci Dobrin, uh, eu am foarte mulți prieteni în la Constanța și tot, toți sunt de părere că Dobrin a fost mai mare decât Hagi. Hai să spun ceva. Deci noi am făcut performanțe în, în comunism unde aveam niște condiții extraordinare da. de proaste. Ei da. au făcut performanță în capitalism. Păi dacă echipa națională din 70 venea revoluția Revoluție atunci și plecam toți în străinitate cum au plecat ei, pe păi ajungeam de 10 ori mai valoroși de cei care au fost după aceea. Știți și pe Ienei și pe Lucescu și rivalitatea între Dinamo Steaua, care s-a tot creat, primii trei antrenori români din istorie care ar fi? Ienei ar, ar fi primul pentru că a câștigat uh, da. Liga Campionilor, da, da cu Steaua, dar după aceea urmează Lucescu, da. care are performanțe extraordinare și cu care eu am fost prieten de familie și care uh, știe toată povestea mea și care m-a ajutat. Deci, după ce a plecat soția și Germania legal în, Germ da. în uh, Germania, n-au vrut să-mi dea drumul să mă duc să le văd. Uh -huh. Și Mircea, care era la antrenor la echipa națională, îmi dă telefon și spune: le e adevărat ce ai auzit? Păi uite așa că nu te las să mergi și vezi, pe dole. Păi ia să fii mâine dimineață până la mine. Mă, mie, ce ai de atâ atâtea cu echipa națională? Nu, 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 vino. Și m-am dus cu el la pașapoarte și mi-a dat voie ca să plec să... să și pe locul 3 după Ienei și Lucescu? Uf. Uite, ca perspectivă pe Răzvan l-aș vedea. Da. Ca perspectivă pe Răzvan. Răzvan. Da. Ca rezultate, probabil că Iordănescu e și el acolo, în top 3. Ca rezultate, ca rezultate. Da. Dar vorbesc de antrenori da. tineri care vin da. vin tare de urmă. Care vin tare de urmă. Vă place răzvan. Da, îmi place răzvan, îmi place că încearcă să-l copieze pe taicăsu. A avut și rezultate până la vârsta asta, deci ultimii 3-4 ani el a avut niște rezultate fantastice. Hagi sau Popescu? Hagi. Chivu sau Mutu? Chivu. Știi că pe Chibu eu l-am adus la creva. Da, știu. De Cum, cu... Au fost trei jucători aduși așa, cu Ciucuri și cu... Chibu și cu Ciucuri I am adus pe da. amândoi, da. 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 Și da, la Petrolul, parcă ați adus atunci. Da, pe Chirița. Chiriță. și pe toader. da. Și pe Toader, da. Uite cum știi tot. Mai simplu. deci Chivu, 6 sau 7? Rădoi sau Lăcătuși? Rădoi. Rădoi. Lucescu sau Iordănescu? Lucescu. Lucescu. Barça sau Real? Real. M m Mourinho sau Guardiola? Mourinho. Messi sau Cristiano? Cristiano. Cristiano, mă da. Vă mulțumesc mult, Neasandu. A trecut o oră așa pe nerăsuflate. Petrolul, plăciere. Dinamo, Sportul, Rapid, Craiova. Cinci echipe mari ale României. Patru trofee cu patru dintre ele diferite și o pauză de un an în care n-ați jucat, probabil că puteți mai mult. Da, a, asta. Și ca fotbalist, da, și eu, la dacă, echipa națională. Dacă eu prindeam turneul final de Mexic, fi sigur, dacă jucam eu, Dobrin da. și cu Reducanu, Alte rezultate avea echipa națională, și alte perspective aveam noi, după aceea. Să fii sănătos. Ați făcut 74 de ani pe mulțumesc, 3 iunie, mulțumesc. în pandemie. Nu mă simt niciodată de vârsta asta. Nu vă, nu vă simțiți niciodată. Nu, niciodată. Aici scrie în, în, fi, în fișa noastră fundaș dar am aflat și noutăți că ați început ca, ca extrema dreaptă, extremă stângă. Ca extremă dreaptă. Da. Să ne revedem sănătoși în iarbă, neasam. Vă mulțumesc Orcând. încă o dată. Au fost Mulțuie. un top Mulțuie. interviu, o povesti delicioase cu domnul Alexandru Bob. Cat atât de la top interviuri. Pe data viitoare, la revedere!